ordinea de zi? Vreau să vă anunț că avem un mijloc frumos. Domnul Marin. Liniște, dacă am început ședință, vă rog frumos. Ne asigurăm că și filmul mai bine. Avem în mijloc cu notul 2 reprezentant doamna director de la ADIS. Așa. Domnul Covaci, tot ADIS. Tot de la ADIS. Pentru a ne prezenta trei puncte care sunt pe ordinea de zi la această ședință. Dispoziția numărul 90 din 19.02.2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare în ședința ordinară pentru data de 26.02.2020, ora 10. Pentru data de 26.02.2020, ora 10, se convoacă în ședința ordinară Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare la sediul Comunei Căminului Cultural Ștefan cel Mare, județul Bacău. Ordinea de zi este următoarea. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor locatorului SECE Ecosud SA și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1078-1087 din 16.04.2018. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcție și desființări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020. Și tot aici, cu aprobarea dumneavoastră, să mai introducem un punct pe ordinea de zi, și anume aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare al OAT Ștefan cel Mare în județul Bacău, ca și membru al ADIS-ului. Deci acest punct nu v-a fost comunicat dumneavoastră. Dar profităm de ocazie, ieri am primit prin pe schimb, a stat în dezbatere publică pe site-ul Consiliului Județean în două runde, în câte 30 de zile, deci în total 60 de zile. O dată în octombrie și o dată în august-septembrie. Da. Și aceste puncte fiind legate de unele de altele, să profităm de prezența celor doi de la ADIS, să nu mai facem o altă ședință pentru a aproba numai regulamentul Serviciului Public de Salubrizare. Așa, următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Ce n-ați mai primit dumneavoastră? Avem un proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare la drumul și terenul extravilan aparținând domeniului public al Comunii Ștefan cel Mare. Și pentru a putea aproba acest proiect de hotărâre, trebuie să aprobăm raportul de evaluare al acestor drumuri și teren din domeniul public, care fac parte din domeniul public al comunii. Deci n-am mai avut introdus pe ordinea zi proiectul de hotărâre privind aprobarea. Ieri a venit cu aprobarea raportului de evaluare. Cu raportul de evaluare. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind modificarea și completării hotărârii Consiliului Local numărul 11 din 17.02.2020 cu privire la ce am introdus noi în domeniul public. Că acum trebuie să le punem și evaluarea. Proiect de hotărâre privind analiza statului de înscriere a datelor în registru agricol pentru semestrul 2 al anului 2019 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricol perioada 2015-2019. Și așa, ultimul punct, divers. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Acum, pentru susținerea celor trei proiecte de hotărâre, dau cuvântul doamnei director Carmen Spăican de la ADIS. Bună ziua! În primul rând, aș vrea să mă refer la primul proiect și anume tarifele lui Ecosud. Ecosud ce face? Deci, dumneavoastră, marea majoritate, îl cunoașteți pe Rompres, care vine și colectează, da? Și le duce undeva în niște instalații. Acele instalații sunt administrate, acolo
procesează Ecosudul. Sunt ale noastre, ale județului Bacău, dar el este cel care a câștigat procedura. Ce se întâmplă? A fost o procedură de lungă durată. A fost lansată în anul 2014 și, după cum bine știți, toate procedurile astea, mai ales pe Dunăie, se lasă cu contestații și contestații la Curtea de Apel, la CNSC și așa mai departe. Și abia în anul 2018 a început să opereze. În momentul în care s-a lansat procedura în 2014, el a venit cu o ofertă, da? Când spune că va opera în instalațiile din județul Bacău, cu atâția lei la fiecare. Deci lei ăia au fost fundamentați la anul 2014. Acum aș vrea să vă gândiți și dumneavoastră și când ne-a crescut și nouă salariile, pensiile din 2014 de câteva ori. Benzina, motorina s-a scumpit, curentul electric. Câteva procente, de câteva ori. Da, am zis, da, scuze, m-am exprimat greșit, aveți dreptate. Așa. De salariul minim de câteva ori. Față de anul 2020 era undeva la 750 de lei în 2014 și acum este 2350 de lei. De câteva ori. Așa. Ok. Bun, nu contează. Deci s-a scumpit. Ce se întâmplă? Deci, asta o dat. Doi. Deci faptul că au intervenit aceste modificări pe salarii, pe curent electric, pe motorină, și pe impozitele pe clădiri, că el plătește impozit pe clădiri și redevență către noi, către Consiliul Județean, faptul că se folosește de infrastructura pusă la dispoziție, da? El plătește către noi. Bun. A venit legea în 2018, în iunie 2018 și ne obligă din ce în ce mai mult la reciclat. Asta ce înseamnă? Că a pus niște penalități pentru deșeul în amestec. Deci, domnilor consilieri, vă rugăm pe această cale, cât se poate de mult că dumneavoastră sunteți interfața cu cetățeanul, vă duceți la cetățean. Trebuie, indiferent de culoare politică, trendul este să reciclăm și iarăși să reciclăm. Pentru că acest gunoi în amestec ne costă, a crescut din 2018, precum TVA-ul, deci se numește contribuția la economia circulară. Dacă a fost în 2019, a fost 30 de lei, acum l-am majorat pentru 80 de lei. Vă dați seama? Lei pe tonă, da? Plus TVA-ul e aferent. La anul va fi 120 de lei. Și în fiecare an va crește. Deci, ăstea sunt niște taxe precum TVA-ul impuse, nu că impuse de guvern, impuse de Uniunea Europeană. De ce? Ca să descurajeze gunoiul în amestec și să încurajeze în forma asta reciclarea. De ce? Pentru că reciclarea, vin niște reciclatori din spate care ne dau niște bănuți pentru ceea ce reciclăm. Ne premiază, cu alte cuvinte. Deci suntem la început de drum. Ăsta este mesajul pe care noi vrem să vi-l spunem. Este foarte simplu. Haideți să avem cât mai puțin gunoi în amestec, cât mai mult reciclabil și vă rog încă ceva. În amestec cu pubela aia care stă la poarta fiecăruia, spuneți fiecăruia să nu pună bolovani, cărămizi, bălegari, boască, murături, ce strânge, pentru că le atârnă cel mai greu și rompresul se îmbogățește. Și nu este interesul nostru ăsta, da? Că el vrea să pare cât mai mult. Ăsta este scopul. Deci asta odată legat de tarifele Ecosud. Deci Ecosud nu are ce să facă, trebuie să vină să modifice tarifele din cauza că această contribuție la economia circulară, care este similară TVA-ului, a crescut și v-am spus în ce manieră și va mai crește. De ce? Pentru că trebuie să reciclăm și să nu avem gunoi în amestec. Doi la mână. V-a spus domnul primar de introducerea regulamentului astăzi pe ordinea de zi, fiind anunțat. Ce rol are regulamentul? Regulamentul, după însăși nume, înseamnă niște reguli. Sunt niște reguli pe care le stabilim, le-am stabilit în acest act, la nivel de județ, la ce? La infrastructura pe care o avem, pe instalațiile pe care activează Ecosudul, plus pe activitatea în sine pe care desfășoară atât Romprestul aici, cât și ceilalți operatori, gen Soma, și care mai sunt în județ. Neaprobând acest regulament, nu putem penaliza pe Rompres și implicit pe Ecosud. Ca orice om care mai greșește în viață, ca orice alt agent economic care este interesat să facă profit,
Așa? Așa și ei greșesc și se pot ascunde, să spun, de faptul că nu au niște reguli stabilite și niște penalități. Dacă dumneavoastră votați acest regulament, noi ne putem duce spre el să-l penalizăm. Atenție! Nu că să-i dau o hârtie în scris. Să-l penalizăm pe bani. Da? Asta înseamnă. Este la nivel de țară, nu am făcut-o numai noi aici la Bacău, se instituie la nivel de țară, dar asta este modalitatea. Printr-un regulament. Cam asta este tot ce am avut de spus. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, suntem aici într-o formulă nu completă, dar zic eu suficientă cât să facem, să vă putem răspunde. Da, vă ascultăm. Numele meu este Cuvântul Leonard. Vă pun următoarea întrebare. Aprobăm și prețuri și toate celelalte care vin. Întrebarea mea este următoarea. Se asigură condiții pentru selectare? Deci pentru selectare, în momentul de față sunteți cu containere la capăt de străzi de ulițe, prin locul lor, care sunt pentru aduceri hârtie plastic versus hârtie. Până aici omul, cetățeanul trebuie să înțeleagă că acolo nu are de ce să pună o altă categorie de deșeu, da? Deci nu, pe lege, dacă ar fi să aplicăm legea, ceea ce nu cred că, nu, nici dumneavoastră, nimeni nu-și dorește să se pună rău cu cineva din sat, să-i dea o amendă pentru cât ai dus. Îi dăm un avertisment. Mă, acolo se pune plastic și hârtie, de ce te-ai dus și ai aruncat menajer amestec? Pentru că. Și îl avertizăm o dată de două ori, facem și o poză, poate îl punem la un panou, așa, și să găsească fiecare la nivel de primărie o modalitate de a-l sancționa sau de a-l determina să nu mai procedeze în felul ăsta. În schimb, având în vedere că trendul este să reciclăm și să reciclăm, în termen de 2-3 luni, că noi acum demarând, suntem într-o procedură să facem o campanie de informare, conștientizare la nivel de județ. Asta ce înseamnă? Că vom merge, în momentul astăzi, avem acordul de la Ministerul Învățământului pentru a merge în școli, că nu putem merge așa de capul nostru, da? Ne trebuie un acord de la Ministerul Învățământului ca să intrăm în școli, da? Deci mergem în școli, mergem în biserici, acum suntem pe cale să obținem și aprobarea, nu știu cum se numește, la nivel de Bacău, de Moldova, pe care să ne ducem și prin biserici, așa, ca să informăm lumea despre necesitatea atât de imperioasă să reciclăm. Să reciclăm. În momentul în care vom demara această campanie, tot proiectul vom negocia să meargă la poarta cetățeanului, la fiecare cetățean la poartă. Până vom avea bani să punem pulbelă pentru reciclare, vom merge cu saci. Dar este un pas foarte mare. Vreau să vă spun că sunt poate unde cetățenii s-au învățat să facă lucrul ăsta și chiar se întâmplă să obțină rezultate crescendo de la o lună la alta. Lumea până la urmă învață. Vă cred că vă este greu. Mai aveți fiecare cu comunitatea lui, depinde. Fiecare... Sunt convinsă că peste tot există gică-contra. Nu există comunitate fără așa ceva. Dar până la urmă singur se va convinge și se aliniază. Nu cred că va da rezultate conștientizarea asta la oameni. Pentru că sunt foarte mulți oameni bătrâni. Și ca să te duci cu sac în spate 300-500 de kilometri de metri... Asta am spus, că încercăm să fie la poartă. Întâi trebuie să creați condiții, să faceți containere din astea, cu bere, pentru fiecare reciclare și atunci era foarte... Am spus că va fi la poartă. Am spus, cu sac sau cu bere? Până vom avea bere, cu ce deranjează neanicu dacă nu punem cu bere și punem sac, hârtia? Și o lasă tot la poartă. Nu. Asta n-am înțeles de anii. Și odată pe lună. Faptul că o să vină odată pe lună să găsesc la fiecare ei. Pune în sac și duce la pudețe astea mari. Nu, deci nu o să... Și odată pe lună să vină mașina rompresului, cum vine și ia gunoiul menajer, să vină să ia reciclabilul. De la fiecare gospodării. Deci cu ce deranjează? Eu că-l pun în sac și nu-l pun în pudețe. Deranjează, dar omul electrician, nu știți că... Da, haideți să vă spun. Nu, că dar aveam un bel la fiecare, dar înțeles ceva greșit. Dar vreți să vă spun că am fost pe sacă. Să facă achiziția de pubele mai curea. E o procedură care este... Haideți să vă spun că am fost prin
sată și am văzut bătrână de 80 de ani cum scotea sacul cu hârtie și sacul cu plastic separat la poartă. Deși era zi de colectare menajer, dânsa nu înțelegea că trebuie să-l ducă la capăt, dar a știut că trebuie să-l separe. Deci, primul lucru este, să zic așa, eu zic că e simplu. Dar faptul că mergem și prin biserică, faptul că poate obținem un acord să mai punem și acolo două, trei containere, că atunci poate nu e chiar elegant să vină cu... Un container de la, de la care să pună în sate, așa, mai ales sate de zreț, așa, nu se pune nimic acolo. Sunt care nu duce acolo. Efectiv, da, aici unii preferă să ducă într-o râpă, decât da, să ducă acolo. Sunt 99 de oameni care cumpără și vine cu sutele și pune o mânță moartă sau ăsta altceva și sunt contaminat și pa la revedere. În schimb și aici mai intervenim, vrem să, să-l educăm oarecum și pe Lompresc, în momentul în care vine și la containerul ăla și găsește mâța moartă, să ia, mă scuzați de expresie, așa, să găsească o soluție să îndepărteze deșeul care contaminează reciclabilul și astfel încât să ia tot când eu am un container plin de reciclabil bun. Nu mă cramponez că am un sac de deșeu menajer. Da? Să găsească o modalitate ca să le să-l ducă la valorificare pentru că devine din ce în ce mai rentabil și este scump. Da, ne dă, dacă cineva ne întoarce un leu, de ce să nu-l luăm? Da? Îmi pare rău. Cred că ați luat o ordine inversă, cu tot respectul. Poftiți? Zic, cred că ați luat o ordine inversă. De ce? Spuneți. Trebuiau întâi asigurate condiții, adică să aduceți cu ele, pentru că va fi foarte greu. Să fim realiști. Va fi foarte greu să rămurești oamenii să-și cumpere sas și de nu cumpără oamenii. Haideți să vă spun. Pe arealul unde operează Lompresul, să aducem cubelă din poartă în poartă, nu foarte mare, ne costă 9 milioane de lei noi. Foarte. 9 milioane de lei noi. Întingem cu sacii, ieșim mult, mult mai ieftin. Iar în momentul în care, atenție, pe guvern se scot niște bani, că vor scoate la un moment dat niște bani pentru aceste cubele de reciclabil, că se fac discuții, dar și acolo e de durată, noi până atunci învățăm cetățeanul să colecteze separat. Punem la dispoziție acești saci și când o fi să fie bani, facem proiecte, aplicăm pentru cubelele de, din poartă în poartă și rezolvăm o problemă. Dar până atunci, eu zic că totuși cu sacul... Să mă înțelegeți foarte bine, eu nu vă reproșez dumneavoastră. Vorbesc în general de metodologia asta, care este destul de greoaie. Va fi foarte greu să învățăm oamenii, mai ales cei în vârstă, având în vedere că populația este îmbătrânită la sate, va fi foarte greu să îi lămurim să facă lucrul ăsta. Din moment ce om avea cubele pentru fiecare, el își depozita acolo și le ducea o dată la o lună, la două luni, când să umplea fiecare cubel. De asta spuneam că ați luat-o puțin invers. Repet, nu dumneavoastră vă reproșez. Dacă aveam de cubele, dădeam cubele. Dar deocamdată discutăm pe pretenții sunt, și dar învățăm... trebuie să-i pui la dispoziție da. Și... Dar eu cred că, să știți că sunt județe de consilier, unde au ani de când lucrează cu sacul și îi spună nu mai am să renunțe la sacul. Trebuie să țineți cont și de zona în care faceți referire. Una este la Târgu Secuiesc Brescu. Deci să fim realiști. Da. Și alta este la Vaslui. Da. Da. Și la Bacău. La Bacău, la noi cu sacul, dincolo cu pubele. Trecem cu Voituri, dar acolo cu Dieptiri. În toate comunele pubele. Nu există excepție. Mai circulăm și noi, chiar dacă se deva țară. Pubele de care? De menajer? De plastic. Nu, pentru sacul. Se scoate în poartă și se care câinii sau eu știu, în toate comunele, să avem o comună mizerabilă. Eu cred că ați înțeles greșit. O să da. Cubele să văd și de-a lungul, de pe marginea drumurilor, în comună aștept ceva. Da, corect. Da, pe aștept să sunt sacul. Deci sacul este pentru hârtie. Și plastic. Și plastic. Și chiar dacă se amestec în același sac, pune și plastic, pune și hârtie, nu este niciun fel de problemă. Eu zic că mult mai ușor ar veni omul să știi că în sac pune hârtie și în cubele pune cu noi menajer. Sigur, eu... Mai mult poate să confunde, să pună... În gunoiul de hârtie să pună și gunoiul menajer sau invers. Dar dacă adică un cubel să zăpăcești mai mult. Adică eu pas mai întâi. Majorările astea au cum să facă. Eu nu zic că n-ar fi bine să fie câte o cubelă pentru fiecare sortiment. Dar am mai discutat nenumărate chestia asta. Pentru început. Și este bine și pentru comună. Să întorci niște bani înapoi la comună.
La noi deja știți foarte bine că nu se acoperă cotizația care o plătesc, tarifele care sunt plătite de cetățeni, nu acoperă plata care o facem noi la Lopres. Mai punem bani din bugetul local. Deci de-aia e foarte bine. Și acum cu colectarea asta selectivă, să mai întorc niște bani la noi. Și mai diminuează contribuția noastră de la bugetul local. Și dacă o să ajungem să conștientizăm și să facem lumea să înțeleagă că tot și să colectează, să colectează reciclabil, selectiv, atunci nu o să mai ajungă să plătească nici om atât. Atât de multă taxă, corect. Da, nu înțeleg să fim noi nevoiți să mărim taxa la populație. Exact. Asta, cam asta este trendul. Domnul primar, dacă îmi permite să aduc la cunoștința domnilor consilieri, că sunt primării în județul Bacău care s-au implicat deja prin colectarea acestor deșeuri reciclabile în saci, pentru că nu există infrastructura necesară de a fi colectată într-o a doua cubelă la fiecare gospodărie, dar au demarat și au rezultate foarte bune, cât colectează dânsi într-o lună, la o populație mai mică decât aveți dumneavoastră în comună, se colectează în decursul unui an la dumneavoastră. Deci sunt rezultate care se văd chiar în saci colectându-se. Deci dacă demarăm, asta este o etapă intermediară. Vom ajunge și la a doua cubelă. E posibil în 10 ani să fie a treia cubelă. Dar demarăm și facem ceva pentru început. Că dacă așteptăm până vine a doua cubelă, trece timp și rezultatele nu vor apărea. E adevărat că e greu, că lumea o să vă dezarmează, că o să zică, ia mai lasă-mă în pace cu reciclatul tău, lasă-mă că eu mă duc și-l arunc, lasă-mă că eu mă duc și-l arunc. Eu vă cred că vă este foarte greu, că dumneavoastră sunteți cei care vă duceți și le mai spuneți una alta și vă mai jignește. Dar să știți că dacă nu facem nimic, nimic iese. Dar dacă încercăm, nu obținem pași. Ne-am propus să facem 10 pași prin acțiunea asta. Am acei gică contra. Nu fac 10 pași. Dar 2 pași tot îi fac. Dar dacă nu fac nimic, sigur iese nimic. Și poate știți, poate nu. Sunt foarte multe primării în țară care au înțeles lucrul ăsta, au luat-o din timp și având posibilitatea la nivel de UAT să strângă gunoiul menajer, să strângă gunoiul selectiv din comună. Au utilaje, au tractoare, au remorce, da? Au cumpărat saci din banii primăriei, au mers, au dat din casă în casă și săptămână de săptămână merge tractorul cu remorca, adună, aduc la primărie, o dată pe lună când vin, la începutul fiecărei luni, acum vin și colectează selectivul ăsta peturi, carton și sticlă, care sunt din contajele astea existente la ora actuală, ei aduc, depozitează la primărie și la începutul fiecărei luni, atunci le ridică. Deci, și faptul că asta discutam cu domnii aici de față, faptul că să ajungem, poate, eu știu, în 2-3 luni, să vină mașina să ridice o dată pe lună la fiecare gospodărie, asta e o chestie foarte bună. Ni se dau saci, dăm saci la fiecare gospodărie, omul cât uși din cât o să înceapă să adune selectiv. Faptul că, și o chestie foarte bună, prin venirea mașinii și ridicarea gunoiului, măcar o dată pe lună, deocamdată, da? E o chestie, un pas înainte, după părerea mea. Dar sunt convinsă că toată lumea este de acord cu treaba asta. Peste tot se răspunde. Dacă și bătrâna de 80 de ani a scos într-un sac plastic, într-un sac hârtie, clar că știe ceva. Are 80 de ani, știe. O să se responsabilizeze omul. Da. Doamna, mai conștientă, care trebuie. Vreau să considerați că noi, cetățenii dintr-o comună, sat, poate, indiferent ce fie ăla, noi avem o obligație. Vreau ca ați venit măcar experimental, cum am văzut eu Bacău, cu mănești, cu acele panouri, sticlă, plastic, fier, să puniți în comun unii consideră conducerea sau consiliul local al unui comunii. Dumneavoastră credeți că nu puteți să faceți eforturi de financiare să ne prezentați cetățenilor? Nu să ne prezentăm noi niște lucruri auzit de aici, mă duc la cetățeni, una e că le spun eu și dacă nu văd ce. Bacău, am venit la
de fiecare cartier. Nu, haideți să vă spun un lucru. Pe bacă, noi nu avem competența care avem aici la dumneavoastră. Știu că acolo, acolo e Soma. Operează Soma și noi nu avem nicio calitate în contractul lor. Cu alte cuvinte... Deci eu fost scandal mare, Soma și... Da, acolo e altă poveste. Așa. Da, acolo sunt investițiile făcute de primăria bacă, din alte funduri, ea este acolo vorbim din un urban de mărime. Așa. Ce se întâmplă? Noi să știți că mergem prin Oatem și vreau să vă spun că am fost și la dumneavoastră. Doi la mână. Sunt acele containere de reciclabil care sunt amplasate în fiecare oarte acolo unde Romprestul operează. Aceste containere, când au fost amplasate, au fost amplasate în cu o comisie tripartită. Cine a făcut parte din tripartit? Primăria, în cauză, Romprestul, operatorul și Adisul. Trei la mână. Adisul n-are bani. Să știți. Noi suntem interfața dintre primării și cei doi operatori. Noi cam stăm cu mâna întinsă. Poftiți? Faceți proiectul cum a făcut din la Soma. Asta este altceva și noi am demarat. Nu. Stați-vă. Noi monitorizăm. Noi trebuie să urmărim. Aici am spus de regulamentul că trebuie să canalizăm pe Romprest. Aici vă rugăm să ne dați voie. Așa. Deci Soma este operator. Noi suntem o fundație. Așa ceva suntem. Nu suntem altceva. Bun. Apropo de proiecte. Este tocmai ce v-am spus adineauri când am început discuția. Suntem, am demarat o campanie de informare, chestia cu aprobarea de la Ministerul Învățământului. Ca să mă duc în școală, nu pot decât cu aprobarea. Deci am făcut primul pas, urmează acum să luăm și de la biserici, de la focul tutelar, după aia venim către primărie și primăria să ne spună, domnule, fac din 10 școli sau câte 5 școli câte am în sat, implic 3 școli și clasele a 8-a sau ce va fi, cum se stabilește împreună cu directorul de școală și deci demarăm și aici iarăși facem apel la dumneavoastră că o să fie nevoie de voluntari pentru că o să implicăm copiii mai mari, clasele 7-a, a 7-a, 8-a, dar va fi nevoie și de câțiva voluntari. Bănuiesc că cam sunt, din câte am observat. Dar în ceea ce ne privește, domnul consilier, să știți că noi suntem 9 oameni pentru tot județul care are 93 de OAT-uri. Credeți-ne că toată ziua suntem pe drumuri. Toată ziua ne ducem și urmărim reclamațiile care sunt. Nu a intrat acolo. O rămas împotmolită mașina. Nu s-a dus și-a luat. De ce nu s-a dus și-a luat? Că doar eu am toaletat drumul. Că doar eu am făcut drumul. Sau s-a dus și-a cerut din băut de la nu știu ce crânzul când s-a dus o condiționat lucrul ăsta. Sunt tot felul de spețe. Peste tot. Acum noi suntem aici, doi colegi sunt pe partea aia în zona Moineștiului, că este o situație de genul ăsta. Deci, credeți-ne că facem toate eforturile posibile ca să putem să dăm înainte. Plus operatorii care sunt ca vulturi. Ca vulturi sunt. Și noi trebuie să stăm, să facem față, să stăm cu niște ciomege sus, ca să, cum să spun, să apărăm, să stăm, să apărăm interesele primărilor, că la urma asta, noi, ăsta e rolul nostru, iar ăștia, operatorii, sunt cum sunt, că pe ei nu interesează decât banii. Da. Asta este. Tot ce pot să vă mai spun, că în momentul de față, apropo de reciclabil, operatorul Romprest, am reușit și l-am adus la masa discuțiilor astfel încât să scadă tariful de la reciclabil. Adică prestația lui să devină mai ieftin. Pentru reciclabil. Și ce ne-au calculat fundamentarea financiară asta, cu scăderea la 80 de euro sau lei de ton? Cine a calculat fundamentarea asta economică? La ce ne vă referiți? La Ecosud? La Ecosud. El a venit cu un preț și s-a negociat, s-a ajuns la un preț mai mic. Uitați-vă! Domnul consilier, cei 80 de lei la care facem dumneavoastră reciclare, este contribuția la economie circulară. Aceasta este o penalitate. O penalitate impusă de Guvernul României, Ministerul Mediului, prin Fondul de Mediu, la nivel național, obligatorie, pentru fiecare tonă de deșeuri care este eliminată prin depozitare.
cu cât vom elimina prin depozitare mai puțin, fiecare primărie va plăti mai puțin. Dar este o penalitate impusă de Guvernul României. Nu a impus-o nici operator, nici primăria, nici adisul. Peste 80 de lei anul, ca în viitor, va fi 120 de lei. Că peste 2 ani va fi probabil 200. Guvernul dorește să ne descurajeze de a mai amesteca, deși un amestec, fără să selectăm în prealabil. Cu cât vom colecta separat, reciclare, acesta va fi dus în stațiile, în instalațiile de reciclare și valorificat, vor veni niște bani înapoi către fiecare primărie și atunci va avea fiecare generator un control mai strict asupra cantităților pe care le elimină prin depozitare. Adică tot Guvernul a creat cadrul legal ca să se întoarcă niște bani. Așa, primării din aparatul de specialitatea lor trebuie să fie foarte sensibil și foarte educativ cu populația. Dincolo și noi să fim la... E greu, dacă noi din primărie nu ne dăm interesul să facem așa ceva, degeaba aprobăm noi 7.000 din tot o să fie aceeași cantitate de gunoi acolo. Dar cu siguranță lumea să știți că răspunde. Încet, încetul, poate e mai greu să știți orice început. Domnul Mășiria, vă pot spune că un lucru încurajator, comparativ cu anul 2018, deșeurile în amestec eliminate de pe raza UAT Ștefan cel Mare, în anul 2019 au scăzut cu 100 de tone. Prin efortul aparatului din cadrul primăriei, care a monitorizat mai atent ceea ce se elimină de la fiecare cetățean în parte. E posibil, dacă se continuă pe același trend, să mai scadă. Da, și anul 2020. Și prin efortul tuturor, și ca consilier. De unde este diferența asta? Înainte erau învățați, măturau în curte, puneau în pupelă. Ei, și după aia am implicat poliția locală. În ziua când venea loc prescul și colecta, mergea și poliția locală. Unde vedea că este tot mielul greu? Clar era ceva. Așa că era ceva. Vedea ce este? Cenușă. Cenușă. Da. Ei, și după aia oamenii au înțeles să nu mai pună tot felul de gunoi. Acum, ce se întâmplă? Și gunoiul ăsta de vin este primul degradabil. Și dacă ne întoarcem în timp până la Străbunica, ce se întâmpla pe vremuri? Că noi ne duceam și mai prezenta rețeta. Și îmi spune domnul primar de la Sanului, dar asta e rețeta cu bunica doamne. În fundul curții, între două scânduri acolo, în colț de gard, punem ceea ce rezultă din bucătărie și frânța și ce mai se toacă și murăturile și cenușa și le pun acolo și până primăvară îmi rezultă un compost numai bun pentru stradă. Fac o recoltă așa. Acum lumea, într-adevăr, s-a învățat. Mai s-a avut totul. Nici costă. Da, nu era nici plastic, cu adevărat, da. Așa, ideea asta este... Dacă mai sunt întrebări, deci putem supune la vot toate trei puncte. Dar de ce o să le pui, domnul președinte, punctual, de 1, 2, 3, să nu reiasă, eu am văzut la Orești că nu am fost de acord cu mărirea tarifei, cumva, dacă... Cu mărirea tarifei? Dar nu, 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 nu. La Orești a aprobat de... I-am aprobat în tribunal. Cum vreți. Dar dacă nu vorbim de mărire, se pot numai acum toată trei puncte. Domnul președinte, legal nu e punctual, 1, 2, 3. Domnul Vasilie, uitați ce se întâmplă la... Rumfrescu a înaintat aceste noi tarife acum să le modifice. În sensul să-și scădere. Da. Noi și cu Ecosudul am format o echipă cu reprezentanți din UAT-uri ca să ne luptăm cu ei. Ne-am luptat vreo 3 luni de zile cu Rumfrescu, cu Ecosudul. Vă rugăm și vă invit aici în ședință să faceți parte din echipa... Știți, eu sunt un prieten cu mine și chiar îmi doresc figura. Nu credeți că dacă vă rog, nu, 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 probleme cu mine. Eu, din punctul meu de vedere, chiar... Eu nu mă îndoiesc de asta. Nu mă îndoiesc de asta. O să fiți prieten cu mediul, dar să veniți în echipa de negociere cu Rumfrescu. Vă invit ca să vă... Nu, avem reprezentanții noștri și care se duc acolo la gaz, la ședință. Domnul Ireanu.
Dar eu găsesc destul de benefic această discuție, în sensul că doamna directoare Cotelu a venit aici să sensibilizeze, de fapt, pe cei care constituie cureaua de transmisie între primărie și cetățean. Este greu, dar văd că noi ar trebui să fim primii care înțelegem acest fenomen. Sigur că e greu ca să te duci la poarta omului și este destul de greu, că sunt cazuri unde se închide poarta mea și zice, du-te, domnule, și lasă-mă în pace. Și e jenantă treaba. Dar având în vedere responsabilitatea noastră, dacă noi nu înțelegem ceea ce s-a discutat aici, cum o să-i facem pe ceilalți să înțeleagă la nivelul satelor, la căturii? Eu zic că trebuie să avem în vedere faptul că, așa cum spuneam, fiind elemente de legătură între primărie, că primăria cu aparatul său are încredere în noi că vom transmite aceste sarfe, că ele la urmă nu sunt sarfe, domnul trasare, nu sunt făcute. Și lumea înțelege de o amintitivă când s-a distribuit aceste cuvete ani trecuți. Cât de greu am făcut lumea să înțeleagă că nu venea să ia cuvete. Nu întrebă, doamnă, că eu arc un ori. A fost greu așa. Și iată că acum nu lipsește de la așteaptă să vină, da? Și este benefic. Greșeala este cu acolo tot ce găsești în curte. Ce am pus-o? Să rezolvă ce am măturat un mercur de la acest curlar, l-am pus acolo. Să rezolvă ce asta? Dar cu timpul și cu sprijinul nostru, dacă îi facem să înțeleagă, ușor, nu se poate face bătând din palme. Dar lumea se schimbă, domnule, se modifică. Își dau și ei seama la urma urmei că e ceva bun ceea ce face. De-aia spunea doamna să schimbă, zicea că nu e bine, ea nu s-a rămas bani. Deci se autentizează lumea și trebuie încheiată, acceptat, să adere la acest postul care sunt străinătate, se urmăresc unii pe alții, să vadă, ăla-i corect, nu știu, corect gunoiul, că dacă nu, și sună la primărie. Vedem prin televiziune ce se întâmplă cu râurile, cu apele în general. Coronavirusul. Da, coronavirusul. Toate provin de la... Caldă la gunoaie coronavirusul. Poftiți? Dumnezeu, nu te-am deranjat. Lasă-mă să vorbesc, că văd că la ta ești primul. Ești primul care comentezi. Discută aici și terminăm. Și eu zic să nu ne opunem la aceste măsuri, să facem posibil transmiterea lor și transformarea și traducerea, hai să folosim prin termenul de vechi, traducerea în viață, doamne, acestora. Că sunt niște sarfe. Bine, orban, oficiolor, dar este un de pe domnie și trasează, la urma urmei, niște sarfe pe care se opresc la noi chiar aici, vine la o ateu ăsta, unde trebuie să capete viață. Vă mulțumesc, domnule. Supunem la vot? Toate trei puncte împreună sau separat? Cum vorbim? Toate. Cine e ce pentru? Eu mă abțin, trebuie să pui cum vrei, trebuie și pe ședință. Nu se procedea așa, mă rog. Vreau din jumătate, vreau să vedeți că o să-mi dai detalii. Ok. Împotrivă? Se abține cineva. Deci domnul Lumică se abține. Nu, mă abțin la modalitatea toate trei în loc. Deci sunt la abțin. Dar am lăsat, nu te-am lăsat? Da, am spus că sunt un prieten al meu. Deci, nu pot fi de acord cu... Am înțeles, modalitatea. Dar nu sunt de acord. Ai făcut două propuneri, două supuneri la vot? Nu. Una de aprobare în bloc și după aia s-a aprobi. Da, poți să... Spuneam cu modalitatea și după aia s-a aprobi cele trei puncte. Ca nu, poți să depun un, doi, trei și sunt de acord la toate trei. Că Romica, dacă e de acord numai cu una, pentru celălalt nu le-am dat. Nu m-am zis, dacă sunt de acord la toate trei. Cu care ne acord de toate trei. De-aia trebuie să-ți faci firesc lucrurile cum stau. Punctul 1, aprobă. Mulțumesc, am să încerc. Ora viitoare, după cum v-ați așa. Termin mandatul și nu vezi. Deci propunerea de hotărâri este de acord, nu e de acord cu propunerea ta. Da, nu, e supunere la toate trei. Păi propunerea, uite, supune
În loc, în loc. Ei sunt dragi. Domnul președinte, te rog. Sperăm să veniți experimental cu un panou de la Transmune, nu la Bacăului, dar fie Ligoare, am văzut acolo, foarte bine. Noi ne dorim dezvoltarea sistemului, dezvoltarea infrastructurii, dar se fac cu bani și în timp. Domnul director, sau ce sunteți? Eu știu că vă doriți bun, dar vă doriți salarii mari, stați frumos bun la cerul de afaceri și veniți să așa. Asta este contribuția la cotizația la ADIS pe anul. Cât avem, exact?
Fără cinci, nu avem peste cinci? Nu avem o statistică acum. După statistică avem 5.120. Atunci ne cazăm acolo. Da. Îți plătești 60. Vedem. Dar să nu declarăm fals. Nu. Declarăm fals. Da. Da, dar să declarăm. Eu nu mi-am spus. La 4-4, dar 3 copii ai venit strecat. Deci nu sunt pentru fals. Dar am trecut. Da. Dar noi nu plătim. Noi nu plătim cu noi, noi nu plătim la numărul statistic. Noi avem declarat un număr de 3500 de locuitori. Scris. Activ. 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 Da, dar vedeți dumneavoastră, noi adunăm, adunând sau colectând de la 3500 de locuitori, adunăm vreo 300 și vreo 16, 3 milioane și 160 de mii și plătim vreo 400 de milioane. Plătim 300 de milioane la lună și plătim 400 de milioane. Plătim la școli, da? 100 de... plătim. În funcție de gunoi care se colectează. Da. Dacă s-ar colecta selectiv, ar diminua gunoiul menajer și am mai luat și niște bani de la selectiv. Da. Da. Ușor, ușor. Băi. O cocură cu 5.000 și o cocură cu 5.000 direct la diputatul acolo, ciura cu 10.600. După aceea are aproape dublu decât aia cu 5 și 3.600. Da, ok. Bravo. Dumnezeu, aia că ce șeful a născut, e acolo spus și fii toți politici pe care se poate trupa. Ce care se pare cu cer cu oamenii? Da, dar aprobările astea s-au făcut în ala. Da. Și în ala fiecare... Majoritatea de cine e în ala. Fiecare comună are reprezentat. Da. Și comunii PNL au reprezentat. Da, dar majoritatea avea acolo o speță de lucru. Dă-mi exemplu, dă-mi exemplu un primar PNL care s-a opus aprobării în ALGA a acestor tarife. Da, cotizați. Dă-mi exemplu. Știu mai multe decât scrie să știu. Da, dă-mi exemplu. Sunt care s-au opus să fie radis. Nu, acolo, da, tarife. E, știu, știu, știu. Păi, și ei merge mult mai bine. Da. Dacă mai sunt gata, că nu v-ați înscălat în primul rând. V-ați mai la cuvânt. Domnul... Era liber. Dacă mai sunt discuții? Nu. Supunem la vot punctul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru punctul numărul 5, doamna secretară, cu raport de evaluare, că au avut legătura mai strânsă cu evaluatorul despre drumurile care le băgăm în domeniul public. Nu, este vorba despre hotărârea de Consiliul Local. Aprobată în ședința extraordinară din 17 februarie, prin care am introdus în, domeniul public acum câteva drumuri, să zicem, care nu au fost cuprinse în inventar și au fost modificări la drumurile care aveam trecute în inventar, la câteva poziții. S-au făcut planul de amplasament pentru drumul respectiv și a trebuit să modificăm poziția care aveam în inventar. De exemplu, la Vișoara, am introdus câteva buliți, am modificat un drum care avea timp în inventar, era mai, pe lungime mai mică decât cea măsurat în planul de amplasament. Și pentru, și la Cucuraș am avut și la Ștefan cel Mare, am avut unde câteva spuneți spuneți că eu n-am văzut. Păi, la Vișoara, am spus că punctual este vorba despre tronsonul de drum de 700 de metri liniar de la unde se termină asfaltul, în satul Vișoara, Corpul, până la bazinul de apă, de la, la Corpul. Dacă, la... dacă vreți să vă fac o expunere. Da. E vorba de drumurile care vrem să le băgăm de investiții pe CNI, Compania Națională de Investiții. E vorba de 7600 de metri de drum afectat la inundațiile din 2018. Suntem prinși într-un proces verbal la CNI cu această lungime de drum. Și este urma evaluării comisiei la nivel județean, în urma inundațiilor din 2018, s-a stabilit pe fiecare sat lungimea de drum. Și noi acum, știți că aveam proiectul ăla mare cu 28 km, am extras din acel proiect drumurile care sunt prinse la CNI. Iar, ei, da. Și acum, ca să, ca să le putem intabula,
trebuie evaluare făcută. Trebuie să fie în domeniul public, trebuie dat o valoare de inventar. Valoarea de inventar nu se poate da decât un evaluator specialist, autorizat. Și acum am făcut evaluarea. Noi prima dată, am, în ședința trecută, am aprobat introducerea lor în domeniul public. Ca să putem să facem intrambulare. Dar compartimentul de contabilitate nu a acceptat înscrierea lor în contabilitate cu o valoare fictivă dată de noi. Deci o valoare dată de specialist. Și acum am făcut această evaluare și noi din nou supunem Consiliul Local aprobarea raportului de evaluare și a evaluării acelor drumuri. Deci informe de drum ca să-l băgăm în, în investiții. Pincenei. Discuții? Domnule primar, vreți să băgăm acum inventar cu niște lucruri pe care până acum nu le-am știut. Întreb eu. Le-aveam, domnule, le-aveam. Le-aveam, dar nu le-am știut și nu le-am trecut. Poftim, nu erau trecut. Hai să trecut. Vă mai spun ceva, ca să știți. Da. Erau trecute în domeniul public. Dar cum am făcut noi inventarierea domeniului public, dacă mini-mini vă aduceți? Când spuneam, în satul Cutinaș, și ne-am întrebat a ști, cam câți metri are lungimii înlățimii. Ei, acum când e vorba de intabulat, s-au făcut măsurători topografice. Exact. Și numai poate aveam drumul 250 de metri, dacă s-au făcut și cu 4 metri lățime, când s-au făcut măsurătoarea cadastrală, au văzut că e 270 de metri și cu 4 metri jumătate. Și noi trebuie să ținem, să facem o inventariere a unului, a domeniului public, corect. Da, dar și eu sunt un raționament până la cap. Deci vreau să spuneți așa, că avem un proiect să meargă pe CNI-ul cu 7600. Da. În acești 7600 de metri liniar, un drum știut și trecut în inventar mai de mult, cunoaștem sau intră în acest proiect drumul de la Livadă? Da. A fost dat în spre norocul celor de la Bădă. Pentru că? În acestea 10600, cu vreo 2700 de metri. Și intră Livada toată. Vă mai întreb de intră, intră Livada toată, intră Bogdana, de la botezatul Iordache și până la rezervorul de apă, și partea aia de la Florești, intră Vișoara, de la terminarea asfaltului până în capul asfaltului, Inelul la biserică, de la... de la Tătaru, și până din coacela la Buzur, și mai sus un pic din Dorel Pontaș, în Spriciopești. Butinașul, intră ulițele la Catolici. Păi, păi 7600 de metri. La Rădeana, la Rădeana, intră drumul ăsta în stânga aici la... Casa aia, nu, da. Spre Cataragiu. Spre Cataragiu. Nu, 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 spre Cataragiu. Da. La... Nevoiești, intră Gârbovana, de la drumul național, peste pod. Nu, 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 nu. Sunt 350 de metri la Nevoiești. Nu intră cantonul. Tot de la școală mai e pregătit? Nu, nu, nu. Deci noi acum am prins exact ce a fost prins în, în hotărârea comisiei formate în urma inundațiilor în 2018. Vă rog frumos, v-ați expus condiția. Acum mă întreb încă o dată. Eu o să mă duc la firma care e rețiată, o să iau Sibiu și o să-l vin la rând. Mă întreb o dată. Sibiu? Drumul... Sibiu, nu Sibiu. Drumul de la Livadă este prins pentru acest proiect? Da. Deci nu vă pierd. Da, să da. Crezi că eu spun acum ca să mă duc pe lângă tine? Nu. Că spun că Livadă, drumul de la Livadă este prins? A spus, deci, 2700 de metri cu Bogdan. Corect. Că dacă, dacă ia ce o să mă întrebe, asta te aduceam punctual. Eu cu un corp m-am întrebat, nu păi trebuie. Da, dar nu, de... nu era cu ordinea de zi asta. Nu. Păi, deci aveți în vedere asfaltarea pe mine acolo. Și cu consolidarea malului acolo. Pentru că ăla era trecut în, la calamități. Tura trecută, am avut de, știți, s-a surpat partea... Dacă eu spun că este trecut, eu mi-asum ceea ce spun. Atunci, știința și cetății. Ulițe de la Cartelici. Așa, parcă o, parcă nu, nu știu exact, exact. Acolo, acolo.
Am de fiecare sat toate drumurile. Dacă mai sunt discuții referitor la punctul 4. Și deci asta este, de asta noi am făcut o evaluare ca să facem o inventariere, exact. Să avem o oglindă în inventarul domeniului public. Să știm exact lungimea drumului, exact lățimea drumului și evaluarea. Și când vrei politica asta, când îi prind din proiectul ăsta, ce ne e? Păi se lucrează, acum de asta noi facem asta să intabulăm drumul. Și în momentul când s-au, le avem intabulate, depunem proiectul la CNI. Supunem la vot punctul numărul 5. Cine este de acord? Împotrivă, se abține cineva. Punctul numărul 6, cu modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local din 17.2020. Deci ședința anterioară, care am avut-o, am aprobat atunci numai lungim lățim, fără evaluare. Și acum avem și evaluarea trecută de la aceste lucruri. Ceea ce s-a spus la urmă. Da. Supunem la vot punctul numărul 6, cine este pentru? Împotrivă? Mai este. Mai este. Nu scoți el lucrurile. Asta l-ați avut. Cum? Asta trebuie să fie comunicat cu înregistrarea. Domnul primar, la livadă intră și ulița aia la Stoica sau cu copii Stoica? Da, idei, la multul, intră și aia sau... Cred că da. Deci dacă vreți să vă spun exact, veniți la primărie și vă spun exact de unde până unde. De fiecare nu, drum. Așa, ca întrebare. Numai că trebuie să fie probleme. Deci vă spun de unde până unde fie probleme. Găsit de la unul, repede, ai cum altfel. Discuții la punctul ăsta, nu am ce să vă spun eu. L-ați avut comunicat. Nu. Asta cu înscrierea datelor în Registrul Agricol. Nu. Proiectul ăsta se pune de dovedea în atenția Consiliului Local. Este un moment de... Da, mă, dar ce să ții? Cum se completează Registrul Agricol? Nu o să fie eficientizare? În cazul în care considerăm că oamenii cine vă scrie termenul de scrie? Doamna secretară general, cândva știam că trebuia să fac o cadastrare generală, la nivel de comuni. La noi am intrat în programul ăsta. Dar de imaginat la circuită, să punem la vot pe punctul numărul 8 și după aceea la diverse. Deci cine este pentru punctul numărul 8? Împotrivă. Trecem la diverse. Da, cum? Deci, doamna secretară, la diverse, după o zi, ți-o întrebare. Da, avem s-a încheiat procesul verbal și urmează să se intabuleze în cartea funciară, deci sunt la cartea funciară, pentru intabularea posesiei. Deci, în general, ca să știți, să lucrează. La cadastrarea sistemată. Am o întrebare. Se poate discuta cu cel care face cadastru? Pentru că o bucățică de teren de 200 de metri pătrați e tras pe diagonală cadastru, jumătate este extravilat, jumătate intravilat. Fără nicio noimă. Deci fără nicio noimă. N-au nicio vină cei de la cadastru. Pentru că delimitarea între intravilan și extravilan este dată de PUC, Planul Urbanistic General. Planul Urbanistic General se referă la intravilan. Da. Deci așa avem și noi la nevoieri. Noi știm că toate grădinile din spatele caselor și până în coastă, în titlul de proprietate, sunt trecute în intravilan. Dar acum, când vrei să faci cadastru la o bucată, vezi că o parte, nu spun jumătate, îți dă o cadastru. Că e o parte în intravilan, cu mai mare sau în titlul și o parte în extravilan. Nu este logic. Deci trebuie
condiții. Păi da, dar știți ce se întâmplă? De multe ori alții spun, la ce eu construiesc, plătesc în fondul grădinii, nu plătesc și în față? Dar nu este vorba de asta. Aceeași parcelă, deci o parcelă separată, are 220 de metri pătrați. Făcut un ies așa prin schiță, o parte este extravilabilă, o parte e intravilabilă. Deci este, cum să zic, îngrădit într-o singură parcelă. Da, 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 da. Așa da. Avem situația. Este în toată comună este așa. Da, așa am și eu. Când am făcut asta, am da. 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 Ai făcut foarte mult timp. Încă nu era o problemă adică. Și pugul, se referă numai la terenul care este construit. Da. Exact. De-aia, cum am spatele grădinii acolo, ce-au zis? Dar nu este spatele grădinii, chiar în fața casei. A, cum e la Fica Vrătin. Este, trebuie să fac... Eu dacă aș trebui să vând, ar trebui să fac trei cadastre. Trei cadastre pentru o suprafață. Este imbocit. Să vezi, să ne uităm un pic pe pugul vechi de la satul Rădeana și să-l comparăm un pic cu pugul nou, care este spre definitivare. Da. Așteptăm să mai luăm avizul de la Ministerul Culturii și de la Ministerul Dezvoltării pentru a le băga în Consiliul Județean pentru aprobare. Am și după aia luăm ultima viză de la UCPI și o să fim pus în valoare noul pug. Da. Mai bun. Atât mulțumesc. Plăcere. Mai sunt discuții? Domnule. Domnul primar, vin la problema. Am dedicat la și în ședință. Mai de un timp. Ianuar sau de ce? De colmatarea șanțului ăsta între Chiriac și Cosoara. Nu s-a întâlnit nimic. Ce-ar fi bine să... Astăzi. Am văzut băieți să duci la deal și mă întreb... Aici mai spui dacă ai văzut duci la deal acolo. No, deci mai ridici no, la deal. Adică nu mă lasă la deal. E doar că m-am lasă pe urmă de nou. Când eu forfeca, domnule, sărcile alea unei noi i-am dat astăzea ce vreți. Așa de la Transelit. Băi, nu, omule, mai dau. Am văzut și eu. O făcut în pace. Da. De bani. Noi ne-am trimis atâta să plantăm ceva sau când e acolo. Da. Sărcile. Nu venim, eu. Am zis, băi, eu. Dar nu vedea nici nu. Domnul Consiliu, vă scuzați, mai nu am fost cu domnul Vici Golea într-o excursie, nu numai la noi, să nu credeți că numai la noi la seama cel mare, am văzut de ce a fost la Turna. Toate intențiuni să tai toate la se-a întrebat pe inginerul respectiv, de ce? Vă zic, nu au voi să mai, pentru că ei plătesc. Deci tot să tai rasa. Deci nu numai la noi, seama cel mare, Cătălin, nu, peste tot, deci asta am văzut. Nu, nu, nu discută, tot tai. Asta e părinte, ce în țară, domnule, făcut de mine. Ciudate, fac o tragedie. Nu mă serios. Domnul Vici Primar, ca să ieșești în anonimat, și așa. Da. Nu vrea să te vizită, pe omul cum nu sunt și eu, cu bambier, mă, domnul. Băi, da, vă intru în atribuțiuni, să mai treci și să mai vorbiți cu cetățeanul. Să vedeți că la Livad, eu am ridicat o problemă de un an de zile, să vedeți câte grijă are conducerea primăriei despre cetățeni. Am spus și am promis că vă duceți să decolmatați fântâna de la Alibare. Oamenii acum, din puținul lor care îl au, vrea să pună bani, să aducă un utilaj, să le grieze, să decolmateze. Ceea ce nu e normal. Avem buldo, avem zlacul domnului 416, da. Dau și ei ajutorul. Dar de ce trebuie buldo la decolmatarea unui fântân? Bagă buldo în fântân? Nu, nu. Rectificat drumul care coboară cu animale la fântâna veche. Care animal? Este un rog, care animal? Doamne, dacă îi faci un filozofic, care animal? Care animal? Hai să facem la fântâna. Cu animal, care cu, ui, o gare și apă.
duce găinile la asta. Deci, dar cu multă treabă. Dar voi în avatul și așa cu manual. Dar nu mai suntem în 2020, să facem manual. Atât timp cât avem utilajul primăriei, da? Și utilajul primăriei poate fi închiriat, vine banii, vin oamenii închiriază. Dacă nu vă dați așa cum l-am dat în alte zone, nu din comuni s-au dus, Hey!
cineva trebuie să cedeze. Corect. Știi? Uite ce dăm anumite. Nu, aș fi o viață fără, că cel mai deștept cedează. Da. Deci, părinții mei m-au învățat să nu... Să nu dau satisfacție la asta, să nu mă cer cu asta. Deci, cu ocazia, eu putem declara ședința închisă, da? Mai sunt probleme? Thank you.